Începând cu această lună, profesorii vor primi un plus de 15% la salariu, în urma ordonanței date de fostul guvern Ponta. Demărirea salarială beneficiază toți salariații din educație, atât cadrele didactice, cât și personalul auxiliar. Aceasta este ultima majorare a lefurilor cadrelor didactice în anul 2016, anul trecut beneficiind de alte două majorări cu 5%. Următoarea creștere este prevăzută în anul 2017 cu 5%. În acest debut de an, profesorii primesc salariile aferente lunii decembrie cu majorările respective. Astfel, un profesor cu gradul didactic 1 vor primi cu 4-500 de lei mai mult, un profesor cu gradul 2 circa 300 de lei, iar debutanții 150-200 de lei. De această majorare beneficiază și personalul didactic auxiliar, la care vor primi cu 300-400 de lei mai mult. La fel beneficiază cei care îndeplinesc funcții de conducere, mă refer aici la secretarii, șefi, contabili, șefi, care vor primi iar la fel cu vreo 300-400 de lei mai mult. Există și o veste proastă pentru cadrele didactice, care nu vor beneficia de prima de vacanță și nici de bani pentru orele suplimentare. Ca o veste și proastă pentru 2015, cadrele didactice nu vor beneficia de prima de vacanță, de voucherele de vacanță, de asemenea orele efectuate peste timpul normal de lucru nu vor fi plătite, ci se vor acorda zile libere. Salariul maxim în învățământul preuniversitar nu va depăși 3.500 de lei și poate fi obținut de un profesor care are gradul 1 și 40 de ani vechime.